În primul meci disputat pe teren propriu, în actualul sezon al diviziei A1 la volei feminin, SCM CSU Argeș Volei s-a impus cu 3-2 în fața Universității Cluj. Nicoleta Iatan și Mugur Niculescu au început cu următorul sextet: Bălănescu, Pătrană, Rogojan, Vâlcu, Pașcă, Ilina, iar pe parcurs au mai intrat Vlad, Păun, Teodorescu și Niță. Nu au evoluat Gheacu și Anca Martin, ultima suferind o accidentare de ultimul moment. Targetul meu a fost să iau toate cele 3 puncte. Da. A fost al meu, numai al meu. Căderea aceea din setul 4 ne-a costat. Bine, acum o pauză de o lună, e bine venit la rezultat sau... Pentru mine, da. Pentru mine, să spunem, echipa pe care o pregătesc este destul de binevenită. Noi nu suntem încă o echipă omogenă. Nu au fost nici foarte multe meciuri pe care le-au jucat. Scorul pe seturi a fost 22-25, 25-12, 25-13, 23-25, 15-8. După un meci foarte disputat pe alocuri, la care au asistat aproximativ 150 de spectatori, următorul meci este programat pe 19 noiembrie cu CSM Ecorec București în deplasare.